După ce au petrecut aproape 3 luni după gratei, fostul șef de la Calea Ferată din Moldova, Iurie Topal, ar putea scăpa și de arestul la domiciliu. Avocații acestui au contestat la Curtea de Apel decizia primei instanțe. Deși magistrații urmau să se pronunțe astăzi, aceștia au luat o pauză până pe data de 7 februarie. Avocatul fostului șef de la CFM a solicitat de la prima instanță să prezinte probele care ar justifica necesitatea prelungirii măsurii preventive. Topal pledează nevinovat. Este o comandă politică? Da, eu cred că da. Cine stă în spatele acestei comandă? Voi uitați-vă singur, voi mai bine știți tot. Aveți jurnaliști de investigații. Păi eu sunt acuzat de datorii. Datorii au fost și sunt și astăzi la Calea Ferată. Și eu stau la pușcărie. Dumneavoastră la Belgia ați plecat sau ați fugit? N-am fugit. Ce ați făcut la Belgia? Am muncit legat. Deci noi avem probele bazate pe informații ridicate de la întreprindere de stat, de la alte instituții. Avem informațiile și concluziile auditului executat de curte de conturi, calcule efectuate de inspecția financiară. Deci probele noastre sunt pe bază de acte, concluzii și alte mijloace materiale care vor fi prezentate instanței. Iurie Topală este acuzat de abuz de serviciu. Acesta a fost extradat în Republica Moldova din Belgia în noiembrie 2022. Ulterior, în privința acestuia, au fost aplicată măsura de arest preventiv, fiind plasat în penitenciarul numărul 13. Pe 27 ianuarie, judecătoria Chișinău cu sediul Buiucani a emis decizia de plasare a lui Topală în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Iurie Topală a fost directorul CFM în perioada 2015-2019. Acesta este învinuit de procurori de abuz în serviciu în interesul unui grup criminal organizat, în legătură cu managementul defectuos la Calea Ferată din Moldova, în rezultatul căruia a fost prejudiciată întreprinderea cu 250 de milioane de lei.